Salutare și bine te-am regăsit! Astăzi vreau să îți prezint un candelabru de la Alessandro Design. Este modelul Crystal Donovan și cu siguranță va deveni atracția principală din orice spațiu. Am vrut să vă arăt exact cum vine el ambalat. După montaj are un diametru de 50 de cm și o înălțime de 45 de cm, dar și vreo 5 kg. Dar hai să desfacem cutia să vedem ce găsim înăuntru. Prima dată găsim un manual de utilizare pe care vi-l recomand să-l citiți, o să vă ajute foarte mult la montaj și mai avem și un certificat de garanție. Am scos tot ce era în cutie și o să le luăm pe rând. Aceasta este baza pe care o vom prinde de tavan. În interiorul ei mai găsim acel suport de prindere, șuruburi și piulițe pentru prinderea brațelor, plus dibluri. Mai departe găsim cele 5 socluri cu dulie normală, E27. Avem o pungă de cristale K9, folosite cel mai des la corpurile de iluminat. O să vi le prezint la partea cu montajul. Ele sunt împărțite pe litere, deoarece nu sunt la fel ca și lungime. Unele diferă și ca formă. Acesta este brațul central. Aici sunt cele 12 brațe cu care vom începe montajul. Iar aici au mai rămas două pachete în care sunt tot cristale. Sunt de mărime mai mare. Așa arată, super frumos lucrate. Cam asta este ceea ce găsiți în cutie, așa că hai să trecem mai departe la montaj. Am cam scos totul afară pentru a-mi fi mai ușor la montaj și să am o privire de ansamblu. Pasul 1, am atașat primul braț din cele 12 de bază. Cam așa arată, să nu le strângeți definitiv pentru că încă nu știți distanța dintre ele. Următorul lucru pe care l-am montat este brațul central, dar el se poate monta și mai târziu. Este o tijă filetată care trece prin această țeavă de inox și se înfiletează sus și jos. În acest moment avem toate brațele montate și deja începe să arate bine. Urmează montarea cristalelor. Am montat primul șir de cristale din cel mai îndepărtat punct al brațului până pe cel central, plus încă unul în jos. Am mai montat încă 3 șiruri pe același braț, de la scurt la cel mai lung. Aici l-am atașat pe cel care va sta în centru. Am repetat și la brațul 2 ordinea, plus că am mai montat și acel șir în V, care vine între cele două brațe. După ce am terminat de montat cristalele, am montat și cele 5 socluri, dar nu e o idee rea să se monteze înainte soclurile. Pentru a face conectarea la cablurile de la rețeaua electrică, voi folosi aceste cleme. O să pun toate firele de culoare neagră în această clemă și mai păstrez un loc în ea pentru firul roșu din tavan. La fel fac și cu firele albe. Așa va arăta. Pentru a prinde candelabrul de tavan, vom folosi această parte cu două șuruburi și două holșuruburi. L-am prins în tavan și așa arată. Eu zic că e superb.
mai am depus cele 5 becuri și să le strâng mai tare înspre tavan. Am pus și becurile și urmează să-l pornim pentru prima dată. Și gata, acesta este rezultatul. Cum vi se pare? Mie îmi place foarte mult și nu am nimic de obiectat. Fiecare cristal se vede superb și dă o notă de eleganță deosebită camerei acest model de candelabru. Dacă ți-a plăcut acest video, să știi că pe canalul meu mai poți găsi și alte modele de corpuri de iluminat de la Alessandro Design, așa că te invit să te uiți și la celelalte. Ne auzim acolo!